Venea de la servicii, era schimbul 2, era iarnă, era ora 11 și ceva, era ultima cursă, fată tânără, batic pe cap, semn clar că aparține unor ciudați numiți pocăiți. În momentul în care se dă jos din tramvai, o înconjoară 4 bărbați și își dă seama că de fapt se întâmplă ceva, că de fapt bărbații aceia au urmărit-o de la ultima stație tramvai, capăt de linie, nu mai era nimeni, era singur în întuneric. Clipa aceea apare un bărbat frumos, îmbrăcat cu o geacă albă de fâș, ceea ce nu prea se obișnuia pe vremea lui Ceaușescu, culoarea albă de fâș, pereche de pantaloni, se duce spre bărbații aceia și nu zice nimic. Și în clipa aceea ei fug de acolo. Se întoarce și spune ei doar atât: la revedere, Ana. Și pleacă. Așa a venit și așa a dispărut precum a venit, de undeva. Femeia aceea e în vârstă astăzi. A rămas lângă Domnul statornică și, indiferent, poți să o pui sare pe rănile ei, să o pui pe sobă. Ea știe că în noaptea aceea un înger i-a protejat viața.